Alertă în Ungaria. Victor Orban vrea să-i dea afară din țară. Acuzații dure la nivel european. Este alertă în Ungaria, după ce giganții economici europeni din domeniul retail au venit cu o serie de acuzații pentru premierul de la Budapesta, Victor Orban, pe care îl acuză că vrea să dea afară din țară companiile străine. Acuzații dure la nivel european pentru administrația maghiară. Victor Orban, premierul Ungariei, dă semne că vrea să pună la punct supermarketurile străine. Motiv pentru care a început să primească acuzații de la giganții germani Lidl și Aldi că avantajează comercianții maghiari și vrea să dea afară din țară companiile străine. În același timp, occidentalii fentează bugetul Ungariei și legile în vicoare guvernul maghiar folosește prețurile ridicate drept o scuză pentru a impune taxe mai mari și plafoane de preț pentru discounterii străini precum Aldi și Lidl. Se plâng supermarketurile din Germania intrate pe piața maghiară. Astfel, premierul Ungariei Victor Orban a ajustat din nou plafoanele de preț pentru alimente. Discounturile germane precum Aldi și Lidl suferă și ele de pe urma măsurilor și susțin că guvernul Orban favorizează comercianții maghiari, potrivit. Astfel, începând cu decembrie 2021, pe fondul creșterii inflației prețurilor la alimente. Guvernul a adoptat o lege nouă care obligă supermarketurile cu o cifră de afaceri de peste 100 de miliarde de forinți, adică 250 de milioane de euro, să doneze alimente unei organizații caritabile de stat cu 48 de ore înainte de data limite de vânzare. Ulterior, Budapesta a impus un plafon de preț pentru șase produse alimentare de bază, inclusiv zahăr, făină și piept de pui, fără nicio compensație pentru comercianții cu amănuntul și a folosit legi de urgență pentru a crește cotele de impozitare pentru mari comercianți cu amănuntul de la 2,7% la 4,1%. Recentul decret de acum câteva zile a adăugat ouăle și cartofii pe lista alimentelor plafonate, scrie ziarul românesc din Germania. Chiar dacă toate companiile sunt supuse regulilor, giganții din retail al și Lid, lanțul francez Auhan, Penny Market din Irlanda, Spar din Austria și Tesco din Marea Britanie. Nu sunt companii maghiare. Astfel, chiar dacă ating pragul de 100 de miliarde HUF de lege, grupurile alimentare din Ungaria pot evita taxele și alte măsuri, deoarece operează în sistem de franciză.